Dacă soțul este prins în păcatul sau este prins în capcana pornografie și soția știe lucrul acesta, este o problemă dificilă. În situația cuplurilor, soț-soție, în probleme de felul acesta, noi facem consiliere numai împreună cu soția. Eu nu fac consiliere cu nici o femeie, singur, doar numai împreună cu soția. Și soția stă de vorbă cu soția bărbatului respectiv care este prins în pornografie, e posibil ca comportamentul ei sau felul cum își tratează soțul să-l arunce în brațele pornografiei pentru faptul că el nu-și găsește împlinirea în viața conjugală. E posibil. Deci e posibil. E posibil să fie o dependență păcătoasă. Oricum ar fi, nu este normal. Soțul are nevoie de ajutorul soției. Ei trebuie să-i comunice. Ea trebuie să-i spună lui cât de mult o îndurerează faptul acesta. Trebuie să se roage împreună, să comunice, să stea de vorbă, chiar să stea de vorbă, să comunice. Să-l abordeze direct. Ce nu te pot satisface eu sau ce nu găsești la mine? Ce împlinire nu găsești în relația noastră conjugală și îți găsești împlinirea în pornografie? Chiar dacă inima este rănită, e nevoie de un timp în care să-și așeze gândurile, sentimentele, soția care are inima rănită. Sau invers, poți să fie soția să fie dependentă de pornografie și soțul să cunoască lucrul acesta. Oricum ar fi, au nevoie de ajutor. Primul lucru care eu l-aș recomanda este ca ei să înceapă să se roage împreună. Familia care se roagă împreună, rămâne împreună. Ea să se roage soțul pentru soția și soția pentru soț. Aș vrea să spun că nu este nimeni imun, nimeni nu se bucură de superimunitate spirituală, diavolul atacă toate familiile. Și una din momentele lui sau una din... este chiar pornografia în privința aceasta a relației conjugale, a relației intime. Nu recomand soție, dacă soțul este dependent de pornografie și ea cunoaște, nu îi recomand, sau invers, să facă primul pas spunând păstorului, nu. Deci prima dată ei trebuie să comunice și să se roage. Prima dată trebuie să comunice și să se roage. În 1 Ioan capitolul 5 spune, dacă vede pe cineva pe fratele său săvârșind un păcat să se roage și Dumnezeu îi va da viața. În cadrul familiei, când cineva este implicat în pornografie, eu mai degrabă aș spune că pornografia este efectul, nu cauza. Trebuie analizate cauzele. Care este cauza? Și odată ce sunt eliminate cauzele, dispare efectul. Este cauza-efect. Oricum, au nevoie de ajutor de specialitate, au nevoie de ajutor în rugăciune. Am consiliat familii de felul acesta. Și aș vrea să vă spun vestea cea mai bună. Sunt niște familii extraordinare și minunate după ce au primit ajutor divin. S-au deschis, au stat de vorbă, ne-am rugat împreună, au primit ajutor din partea lui Dumnezeu prin rugăciune. Și sunt niște familii deosebite, minunate. În cazul implicării unui din soți în pornografie, eu aș recomanda prima dată de a folosi lucrul în echipă, lucrul împreună, comunicare. De exemplu, punem împreună filtre pe computer. Este dare de socoteală, apoi să dea socoteală unul celorlalt, în dragoste. Nu soția își urmărește soțul, nu spionează, nu angajează niște detectivi particulari, nu, ci în dragoste este dare de socoteală. Punem limite. Și de fiecare dată, dacă este o încălcare a limitelor și o cădere, și e posibil, după ce am pus limite, am pus filtre, am început să lucrăm împreună, o perioadă de timp să nu se întâmple nimic. Și dintr-o dată, accidental, s-a întâmplat ceva. Trebuie comunicare.
De ce caută? Ar fi posibil ca unul din parteneri să spună, soțul sau soția, rupem legământul nostru de căsătorie pentru faptul și dau divorț, plec de la tine, mă separ de tine, fiindcă tu ești. Poți să câștigi o bătălie, dar pierzi un om. Eu ca pastor, ca tată, ca soț, ca duhovnic, ca și consilier, am în vedere două lucruri. Odată, valorile morale ale Sfintelor Scripturii, valoarea familiei, instituția familiei, dar în același timp, omul trebuie recuperat și salvat. Omul trebuie recuperat și salvat. Soția nu câștigă nimic dacă ea se separă de un soț care este dependent de pornografie, ea se separă cu inima rănită, dar el rămâne mai departe în domeniul acesta, prins în lanțuri de pornografie. Și încă ceva. Dacă cumva aceasta este motivul a separării, pornografia, după separare, el se afundă și mai tare în pornografie, fiindcă el își umple vidul, își umple golul, își inima lui îndoierată datorită ruinării căsniciei, pur și simplu și o anesteziază prin pornografie, droguri, băutură sau alte lucruri de felul acesta. Soluția este Harul lui Dumnezeu. Vestea bună este vestea Evangheliei. Domnul Iisus a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Eu cred că Domnul Iisus Hristos ar sta de vorbă cu bărbatul acesta cum a stat de vorbă cu femeia prinsă în adulter. Nu i-a spus niciun cuvânt, ci pur și simplu a fost dragostea Domnului Iisus Hristos pentru această femeie. Și i-a spus, nici eu nu te osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești.